Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața! Cafeaua este aproape deja băută, așa că astăzi, așa cum finalizam emisiunea de ieri, vom vorbi despre blat. Nu blatul de bucătărie, ci despre arta blatului politic în Neamț. O să spuneți, bă, dar toată lumea acum vorbește că a ieșit prefectul Niță și a spus că PSD-ul a făcut blat cu PNL-ul pentru primăria Piatra Neamț. Asta este un pretext ca să vorbim despre arta blatului, pentru că blatul politic în Neamț a fost dus la nivel de perfecțiune, încât până și cei care îl fac au uitat că se cheamă blat politic. Și îl fac așa, ca și cum ar fi în ADN-ul lor. Pentru că nu contează cine câștigă la alegeri întotdeauna. Contează cine câștigă de pe urma celui care câștigă la alegeri. Și câștigul ăsta este de mai multe feluri. Este câștig pe de o parte politic, pe de altă parte este câștigul ăla palpabil care intră în buzunar. Deci, reiau, arta blatului politic este atât de dezvoltată în Neamț încât cei care îl fac, nici ei nu-și dau seama că îl fac. Și de aceea pot să se ducă liniștiți la detectorul cu minciuni, dacă îi întreabă cineva, și să spună că ei n-au făcut blat, pentru că ei nu mai realizează că fac blaturi. Da, haide să nu fim chiar atât de profunzi și să pornim de la începuturi, adică de la final, mai bine. Domnul Adrian Niță, prefectul județului Neamț, a scăpat, spun unii, porumbelul din gură, eu spun că porumbelul era în cuib de mult și a fost scos în momentul în care trebuia să ridice de pe ouă. Această chestie, că în ultimii 20 de ani, de ce 20? Da, 20. În ultimii 20 de ani, domne, PSD-ul a făcut tot timpul blat cu PNL-ul ca să nu câștige orașul Piatra Neamț, fotoliul de primar al orașului Piatra Neamț. Și că asta nu se va mai întâmpla de acum, pentru că garantează domnul prefect că nu se va întâmpla asta. Nu știm în numele cui garantează, în numele PSD-ului sau în numele viitorului partid de la care e posibil să candideze dacă nu va candida la PSD. E o chestiune. Sau vrea să ne transmită într-un mod subtil că șoaptele reci care circulă la un anumit nivel așa, că PSD-ul își va schimba președintele, ar fi și reale. La fel de reale ar putea fi și celelalte șoapte reci, că în ședințele de guvern următoare, când se schimbă prefecți, ar putea să fie schimbat și Adrian Niță. Dar astea nu sunt decât aplicații ale acelor lucruri pe care le denumim blaturi în politică. Domnul Adrian Niță poate fi crezut când vorbește despre blaturi, pentru că el, trebuie să recunoaștem, a avut de unde învăța, de la cei mai buni. Să nu uităm un lucru, domnul Adrian Niță a fost șeful organizației PDL Neamț pe vremea domnului Gheorghe Ștefan Zispinalti. Ori Gheorghe Ștefan a fost un maestru al combinațiilor politice, a știut întotdeauna să-și asigure contracandidați la primărie sau la județ pentru oamenii lui, în așa fel încât aceștia sau el să câștige. Cum? Avea relații foarte bune cu cei din PSD. Niciodată nu s-a spus
Adică nu, niciodată nu s-a dovedit că s-a spus, s-a vorbit și în PSD, și în PDL, și în alte partide, că exista o relație extrem de apropiată între Ioan Munteanu, lider preeminent PSD, parlamentar timp de mulți ani, dacă nu mă înșel, de prin 2004 până prin 2018, când s-a retras din Parlament, și Gheorghe Ștefan. Și atunci se spunea, domne, uite, PSD-ul cam face figurație la Piatra Neamț cu candidații lui, iar PDL-ul lasă în pace PSD-ul prin comunele lor, mă rog, cât i-a lăsat în pace, da? Și fiecare își vede de drumul lui. Este, ca să trebuie să recunoaștem, o prezumție de blat extrem de bine coaptă, cu făină potrivită. Să nu uităm că Ion Munteanu a fost directorul Direcției Agricole înainte de 89, cu drojdie așa cum trebuie, și aici nu prea ai multe de comentat. Deci domnul Niță, care a fost în dreapta domnului, nu chiar în dreapta, apropiat un pic mai încolo de domnul Ștefan, a învățat despre blat și știe despre ce este vorba. Fiind din sistem, a fost folosit ca ingredient în blaturi. Pentru că, să ne aducem aminte, în 2016, sper să nu greșesc, 2016, alegerile locale de la Piatra Neamț au avut niște ingrediente speciale care au pregătit un blat. Numai că nu a fost blatul ăla ca să câștige contracandidatul PSD-ului neapărat. A fost blat ca să piardă candidatul PSD-ului. Să nu uităm că atunci a candidat Liviu Harbuz contra domnului Chitic. Și printre partidele care au participat la alegeri a fost și un partid al doamnei Monica Macovei, care numai de stânga nu era, al cărei președinte, a cărui președinte era domnul Adrian Niță, actualul prim vicepreședinte al PSD și actual prefect, omul care ne-a dezvăluit blaturile. Pe cine a pus să candideze M10 acolo, domnul Niță? Hai să fim serioși, nu domnul Niță a pus-o. Doamna Ana Monda, care era venită dintr-o anumită zonă și trebuia să mai rupă niște voturi, să disperseze voturile, ca nu cumva să vină Harbuz la primărie. Dovada că la vremea aceea M10, Adrian Niță, Monica Macovei era mână în mână cu PSD-ul, o face faptul că după alegeri Adrian Niță a fost numit director la Publiserv S.A. Piatra Neamț prin votul cui? Consilierilor PSD. Deci, trebuie să-l credem pe domnul Niță când vorbește despre blaturi în politica nemțeană, pentru că sau a știut despre ele, sau a fost parte din ingredientele acestui blat. În 2016 deja vorbim despre un alt șef al domnului Niță, care era domnul Ionel Arsene. Ionel Arsene, care se știe cât de mult îl iubește pe Liviu Harbuz, sentimentul fiind reciproc, a fost obligat aproape să-l pună candidat scrâșnind din dinți, dar totul s-a făcut în așa fel încât Harbuz să piardă. Inclusiv cu haite, bine, aici s-a folosit și de o parte și de alta, de oameni pricepuți în înregistrări, în transmisii, în bruiaje și în tot felul de chestii. Deci s-au cheltuit foarte mulți bani ca să nu câștige candidatul PSD.
Nu a fost blatul candidatului PSD cu chitic. A fost blat în interiorul PSD-ului ca să piardă candidatul respectiv. Dacă a știut și domn Chitic sau nu, habar n-avem. Dar înclinăm să credem că a știut și a reacționat pe măsură în momentul în care a trebuit să-i ofere domnului Arsene în 2020 un avantaj la primăria Piatra Neamț. În ce măsură în 2020 am avut un blat? Așa, judecând rapid, pot să spui că PSD-ul n-a vrut să câștige primăria, deși putea. A câștigat o carabelea cu 7.000 și ceva de voturi. Hai să fim cinstiți, un număr foarte mic de voturi. Și PSD-ul a ieșit pe locul 2, câteva mii de voturi și el, având un candidat care n-avea nicio legătură cu județul Neamț, în afară de prietenii, contracte care se făceau la nivel instituțional cu județul Neamț, de fostul ministru al transporturilor, Răzvan Cuc. Răzvan Cuc, pe care îl poți bănui de orice, dar nu de prostie, Răzvan Cuc, care altfel a avut câteva proiecte interesante discutate atunci, dar care era cunoscut în județul Neamț, cum este cunoscut, nici nu știu cine să spun acum, nu știu cine să spun, primărița Ingrid de la Sibiu. Și atunci te întrebi de ce Ionel Arsene n-a vrut să câștige primăria Piatra Neamț. De ce nu s-a bătut pentru ea? Și ajungem cu teoria blatului la nivelul de șef de partide. S-a spus atunci că și după nu se contestă nici acum în PNL cum că n-ar fi fost făcute blaturi în 2020. Ba mai mult decât atât, se spune că ele au fost și se dau exemple, tot felul de exemple. Deci, în 2020, unii au spus că a fost un blat între Arsene și Cosman Ciuc. Există elemente care pot să întărească ideea acestui blat, unul dintre ele fiind non-combatul PSD de la Piatra Neamț. Și nu numai, s-ar putea chiar și la Roman să fie același lucru. Și faptul că mulți primari PNL, care se știe controlea, care sunt cunoscuți că își controlează foarte bine electoratul, au câștigat la primărie, dar au pierdut cu votul la Consiliul Județean, voturile mergând spre Ionel Arsene, care erau cam bara la bară cu Cosman Ciuc, dar oricum un pic mai mult pentru Arsene. A fost, n-a fost, greu de spus, dar în PNL, ce nu se vorbește acum foarte clar, a existat și teoria blatului interior din partid. Adică, o personalitate proeminentă din PNL, nemulțumită de statutul său, ar fi folosit influența pe care o avea pentru ca în anumite zone ale județului să meargă voturi spre Ionel Arsene în detrimentul lui Mugur Cosman Ciuc. Cum spuneam, mulți dintre ei nu mai știu că fac blaturi, s-ar putea ca ambele variante să fie adevărate, adică să fie existat la un anumit nivel o înțelegere Arsene Cosman Ciuc, dar să fie existat la un alt nivel înțelegeri cu alte persoane din PNL care să-l caroteze pe Cosman Ciuc. Ceea ce înseamnă că Arsene a mers la un fel de win-win fără probleme, folosindu-se de toate aturile pe care le avea și de neînțelegerile
care sunt celebre de obicei în PNL înainte de alegeri. Deci, putem vorbi așa despre blat la nivel de șef de partide, putem vorbi despre blat la nivel de primării și blat la nivel de candidați. Cum adică? Simplu. Luăm un caz. Acum avem una bucată partid de aur sau aur, da? Care partid stă bine în percepția publică, stă rău sau prost la nivelul candidaților în primării, la nivel de comune, nu are de multe ori nici organizații. Și atunci, partidul, ca să-și depună listă completă, primește pe cine vine să înscrie. Primarii pe funcție, fie PNL, fie PSD, ce fac? Știind că aurul ar putea să le facă probleme la vot și să vină cu mai mulți consilieri în Consiliu și să le încurce la vot, își trimit proprii oameni în aur ca să candideze. În speranța că aceștia nu vor fi pervertiți și nu vor uita că au fost trimiși de actualii din funcție. În felul acesta funcționează blaturile la nivel de comună și între candidați. Pentru că dacă înțelegerea este făcută, tu te duci la aur sau la taur sau la maur sau la cine mai fi partid și după aceea ajungi cu 2-3 consilieri în Consiliul Local, eu te fac viceprimar. Și uite așa funcționează lucrurile fără niciun fel de problemă. Blatul continuă după alegeri prin așa numitele alianțe de guvernare locală. Și cum funcționează? Ai un partid gen PMP. E mult să-l mai numești partid. El era partid la un moment dat. Acum este o mică balama, bine unsă, care trebuie unsă lunar, cu sinecuri, cu salarii, cu posturi. Din el n-a mai rămas mare lucru. Au rămas numai ăia care au prins posturi, așa. Dar ăia au prins niște posturi atât de bune, încât, să vă spun, în mintea lor cred că reprezintă un partid și că vor câștiga din nou aceleași funcții făcând înțelegeri de pe acum. Ei fac înțelegeri cu toată lumea. Nu contează. Important este după alegeri să prindă funcții. Așa s-a întâmplat în 2016, când au fost ba cu PSD-ul, ba cu PNL-ul, ca să-și păstreze funcția și să-și aleagă viceprimari. Putem trage o concluzie. Blatul este o stare în neamț, blatul politic în neamț este o stare perpetuă care funcționează tot timpul. Funcționează și la nivel de decizii majore, gen Piatra Neamț, spital COVID și alte asemenea decizii. Blatul politic continuă și prin asigurarea unor posturi pentru cei care au de votat de-a lungul timpului ca șeful să nu cumva să fie deranjat, să poată să-și ia câți litri de motorină vrea și să poată, bine, din bani publici. Și după aceea să iasă și să spună, domne, eu dezmint, eu, cum să vă spun, eu vă spun, sparg această argumentație că noi consumăm multă motorină la Consiliul Județean. 55 de litri de motorină sau cât ori fi ei pe zi, 55 și ceva, sunt puțin, domne, ca să ne desfășurăm activitatea. Da. Sunt puțin la nivelul instituției. Dar repartiția, cum se face, tovarăși?
la mașini în mod frățesc, ca rușii cu românii. Hai să împărțim frățește, nu, hai să împărțim juma-juma. Pentru că o mașină n-are 55 de litri, are mai mult și altele mai pun șoferii, dacă se poate. Deci și așa funcționează blatul politic. Blatul politic mai funcționează și altfel. L-am auzit ieri pe primarul Andrei Carabelea, care spunea: domne, eu nu mă uit înapoi, nu vreau să mă uit. Vrei, nu vrei, aceasta este o atitudine de om care acceptă ce s-a întâmplat înainte și încearcă să rezolve acum. Dacă e să o traduci într-un termen, poate fi tradusă și prin dreptul la uitare al blatului, care generează un alt blat al celui care zice: domne, de ce să mă duc eu în spate să fac o plângere penală pentru ceva, când eu pot să o rezolv și dacă organele de stat nu fac nimic, asta e. Și ajungem la celălalt blat, blatul dintre instituții. Blatul dintre instituții, care funcționează perfect. De ce? Pentru că la nivel de instituții au fost puși șefi de cei care fac blatul politic. Și uite așa, trăim în județul blatului politic ridicat la nivel de artă și vrem, nu vrem, suntem niște blatiști. Să fiți sănătoși, să fiți iubiți și vedeți că vin 4 rânduri de alegeri. În mod normal, cei care sunt partea blatului ar trebui să nu mai fie votați. Da, atunci, vorba celebrului personaj: eu cu cine votez?